Salutare, tătaie, ce faci, te bagi într-o combinație cu mine? Bă, depinde, dacă este toca cealaltă cu bău de pișat, eu nu mă bag, să știi. Stai liniștit, tataie, că nu este vorba de asta. Am un prieten care are mulți bani, dar stă numai în casă și nu știu cum pot să-l scot afară să iau banii. Haideți să încercăm, că și eu am nevoie de bani și poate reușim. Opa, a venit și așchiuță. Salutare, băi, trântorilor, ce faceți? Ce puneți la cale aici? Bă, ai grijă cum vorbești, că ești de seamă cu tactul. Iartă-l, tataie, că este prost. Bă, eu mă bag, să știți, că am nevoie foarte mare de bani. Bă, mie mi-e cam frică, dar eu pot să stau de șase. Bine, atunci facem în felul următor. Îi dau la moș un sfert, ție un sfert și mie jumate. Bă, copile, dar tu ești nebun? Mie îmi trebuie mai mulți bani. O, bre, că am glumit, îți dau ție jumate, lua știuță 10% și mie restul. Gata, sunt de acord, hai să o facem. Și eu sunt de acord, dar să-mi spuneți și voi pentru ce aveți nevoie de bani. Bă, eu vreau să mă duc cu baba mea la Dubai să văd Burj Khalifa. Eu vreau să investesc în Bitcoin, că vreau să ajung milionar. Salutare, băi, Cornele, ce faci? Vii la o cafea? Bă, tu de unde mi-ai făcut rost de numărul meu, mă? Nu ți-am zis să-mi ștergi numărul și nu mă mai suna, că nu ies în nicăiere. Stai, nu închide. A, mi-a închis țăranul. Nu vă panicați, fraților, că am o idee mult mai bună să-l convinge pe Cornel. Haideți cu mine. Băi, copile, unde m-ai adus tu acum așa, că eu trebuie să dorm. Deci dacă vrei Dubai, stai aici așa și nu mai comenta. Schișă, sună-l tu pe Cornel să vină aici așa, ca să putem să-l scoatem din casă. Bă, hai că-l sun, dar nu știu să văd ce pot rezolva. Salutare, Schișă, ce dorești? Cornelei, vezi că ăștia doi au un plan să vină să spură banii. Eu nu vreau, să știi că mă obligă. Stai liniștit, Schișă, o să rezolv eu problema. Mersi că mi-ai spus. Ce-i rezolvat, băi, scândurică? Gata, băieți, s-a rezolvat, o să vină în curând. Bravo, băi, Așchie, chiar nu credeam că o să pot să-i rezolv. Bravo, bravo, bravo. Băieți, eu o să mă duc la baie. Băi, eu cred că o să-mi cumpăr 5 bitcoin și într-un an de zile mă fac milionar. Eu mă duc acolo unde cânta Florin Cercel. Dacă vrei, vrei, vrei fericire să hai habibi, habibi, cam trantă Dubai. Salutare, băi, prăpădiților, ce faceți? Salut, uite, te așteptam pe tine, tu ce faci? Eu mai am un pic și ador. Bravo, măi, uite că l-am văzut și pe Vasile, ia să mă duc să-l salut. Moșule, acum este momentul, hai să mergem să-i luăm banii. Haide, mă, copile, odată, că aproape adormisem aici. Încet, o să nu ne observe, hai să ieșim pe ușă. Alo, boschetare, unde vă duceți? Noi, nicăieri, doar până afară, să luăm o gură de aer. Băi, rablelor, nu cumva vă duceați ca să-mi luați banii de sub canapea de la mine? Cornele, eu n-am făcut nimic, copilul m-a obligat. Reda, ieși cu capul, te-ai spart acum așa, cum să-i spui așa ceva? Băi, tentăleilor, m-a sunat Așchie și mi-a spus totul, așa că stați liniștiți. Firara naibii de boschetar, de asta n-a mai venit înapoi. Dragii mei, morala acestui video este că mai bine te duci să furi singur decât cu doi homalăi.